Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit tuturor, bine ați venit la Interviul de 10. Invitatul meu de astăzi este un câștigător. Cred că de fapt așa i s-ar putea spune la o primă vedere, pentru că este unul dintre cei mai premiați regizori români la marile festivaluri ale lumii, dar în realitate este un om care ne pune probleme. Dacă vă uitați cu atenție la filmele lui, s-ar putea ca unele dintre gândurile sale să nu vă placă sau să vă scoată din ale voastre, pentru că așa sunt menite. Teme tabu ale societății românești sau unele care ne încaieră și asupra cărora nu am găsit un consens, sunt preferatele, mi se pare mie, lui sau ale lui Radu Jude. Bine ați venit! Felicitări pentru marea dumneavoastră reușită. S-au mai dus din emoțiile unei asemenea câștig? Bănuiesc că știe toată lumea, nu? Mulțumesc de invitație. De altminte, cred că v-am spus când am discutat la telefon că urmarea câștigării unui premiu care se numește Ursul de Aur, am și primit un telefon de la un jurnalist în care mi se cerea să-mi expun părerea în cazul ursului Arthur vânat în România. Chiar așa? Și atunci când am spus că nu... Ce părere aveți despre ursul Arthur, dacă tot veni vorba? Eu la chestiunea asta sunt legalist, ca să zic așa, adică mie mi se pare că un om are dreptul să facă orice ceea ce este permis prin lege și nu sunt un moralist, nu atac oamenii și încerc să nu, decât cei apropiați, bineînțeles, nu încerc să mă raportez la ei pe principii moraliste, adică mie mi se pare că dacă există o lege, ea trebuie aplicată, indiferent cine e respectivul, și dacă legea respectivă nu e bună și nu ne place ca societate, comunitate, cum să-i spunem, putem să o schimbăm. Adică știți, eu văd lucrurile simplu aici. Știți că nu întâmplător vă întreb asta, Radu Jude, pentru că mie mi se pare că și tema asta a ursului se înscrie în aceleași tendințe pe care filmele dumneavoastră, sau o parte dintre filmele dumneavoastră, că nu pot să vorbesc de toată opera, le pun în evidență. Adică e vorba de conflictul acesta dintre ceea ce astăzi s-ar numi progresism și o zonă mai conservatoare. E corect când vă descriu așa, când aș spune că sunteți, sau multă lume ar spune că sunteți un regizor progresist, adică... Bolșevic! Sexomarxist, da. Neomarxist, e corectă abordarea? Mi se pare un cuvânt mare în ce mă privește progresist. Adică pentru mine progresist e cineva care are o viziune foarte clară asupra societății, asupra lucrurilor, asupra politicului și care luptă pentru ca valorile alea să fie instaurate, să zic așa. În ce mă privește, e destul de multă confuzie, adică în anumite chestiuni, să zicem așa, sunt progresist, poate că în alte chestiuni sunt mai degrabă conservator. Așa că nu știu ce să spun. Nu mi-aș aroga eticheta asta, nu pentru că aș avea ceva împotriva ei, din contră, pentru că nu sunt, e la fel ca eticheta de feminist, cineva, zic, un regizor feminist. Pentru mine feminismul e ceva foarte important. Sigur că anumite, multe idei ale feminismului le împărtășesc, dar pentru mine feminist e cineva care luptă în mod activ pentru valorile respective. Eu sunt regizor de film, aș spune. Asta e foarte interesant și în mod evident, și eu am să spun sincer ca să știe lumea unde mă poziționez. Mie îmi plac filmele dumneavoastră pe care le-am văzut. Nu numai că mi-au plăcut, dar mai mult decât atât aș zice că le-aș adresa mari, mari complimente acestor filme, mai ales prin temele pe care le-ați abordat, dar și prin modul în care ați făcut lucrul acesta. Unele dintre ele mi s-au lipit de suflet, deși ceea ce descrieți acolo nu e o plăcere pentru societatea românească. Am închis paranteza ca să știe lumea unde stau eu în interviul acesta, da. Dar asta nu vă scutește de întrebări, să știți. Adică... Nu, dar aș continua un pic răspunsul anterior, dacă îmi permiteți, prin a spune altceva, apropo că vă vorbeați de temele abordate și de direcția pe care o vedeți în filme, fie ea și imperfectă și nefinisată. Există, dacă vreți, m-am tot gândit la asta, pentru că știu că există o anumită ostilitate față de ceea ce fac în interiorul, chiar și în interiorul Breslei,
chiar și în interiorul lumii artistice sau a lumii intelectuale, chiar și, mă rog, a celor care bagă în seamă cinema-ul cât de cât, chiar și pe, în raport cu anumiți critici de film. Și răspunsul meu e, adică cred că lucrurile astea apar, pentru că nu, și aici nu mă refer la faptul că se poate considera un film bun sau un film prost și așa mai departe, accept orice fel de verdict de tipul ăsta, dar ostilitatea vine de obicei din temele abordate și din direcția stilistică, tematică, artistică, să spun așa. Și răspunsul meu e următorul. Timp de zeci de ani, în timpul dictaturii comuniste, arta trebuia, era ideologizată, trebuia să conțină o anumită ideologie, era politizată, trebuia să conțină, nu știu, tezele partidului, nu știu ce. În așa fel încât mare parte din artiști de toate felurile, inclusiv cineaști, care încercau să care nu împărtășeau politica respectivă, încercau să fugă de în feluri cât se poate de diverse, fie la cum să spunea Evadan, în literatura clasică românească, de aia, printre altele, sunt atât de multe ecranizări în anii 70-80 din clasicii literaturii române, fie în a face filme în care dimensiunea politică să nu există deloc, gen Daneliuc, de pildă. Ei, actele astea ale lor erau tot o formă de a fi politic în raport cu puterea de atunci. Când Daneliuc făcea un film în care vedeai doar un conflict într-un cuplu la bloc și așa mai departe, chestiunea era era politică prin opoziție la ceea ce era atunci standardul. După Revoluție, în afară de disputarea dictaturii comuniste, a apărut un fel de consens, să-i spunem așa, al autonomiei esteticului, care presupune, printre altele, cel puțin în cinema, nu știu cum în alte arte, că anumite teme trebuie evitate și temele care trebuie puse pe ecran sunt, să spunem, cele numite general umane sau metafizice sau existențialiste, cum doriți, sau eventual sociale, cum ar fi dragostea, problemele de cuplu, problemele de familie, moartea, credința și așa mai departe. Toate teme cât se poate de importante, onorabile și, desigur, care merită cu siguranță abordate și în cinema, pentru că cinema poate oferi o reprezentare a oricărei teme cu un limbaj specific. Însă, dintr-o dată, asta am simțit pe pielea mea când am făcut primul film care avea o temă, să spunem așa, istorică, de istorie politică sau de istorie socială, și anume Aferim, dintr-o dată temele astea apar de neatins, pentru că fie devii neomarxist, sexomarxist, bolșevin, nu știu, dar asta e doar o linie de interpretare, dar o altă linie este că nu mai ești artist în momentul ăla, pentru că arta trebuie să se ocupe de chestiunile, cum s-ar spune, întrebările rusești, care-i sensul vieții, care-i sensul... Și nu ce am făcut rău sau bine noi ca societate, da, și nu de teme, da, de tipul ăsta, da, Holocaust, nu știu ce, toate lucrurile astea, romi, istoria sclaviei, raportare, în fine, toate lucrurile astea, indiferent de stilul pe care îl abordezi și mai ales dacă stilul e, să-i spunem, sparge puțin narațiunea tradițională sau modul de a nara tradițional în cinema, chestiunile astea devin foarte irritante pentru extraordinar de multă lume și sunt în continuare uimit. Da, pentru că ele zguduie niște taburi. Adică nu e frumos în România să spui, apropo de Aferim, paranteză, un film foarte frumos și ca imagine și ca tot ce se întâmplă în el ca parte artistică, dar nu le place oamenilor să spui că romii au fost sclavi și că au fost chinuiți. Da? Asta vine, da, și zguduie. Adică, domnule, până la urmă și el a făcut ceva rău, nu? Adică personajul din Aferim care fuge de pe moșie, făcuse și el ceva rău, nu? Sigur, era cazul. Eu ce vreau să adaug e că dincolo de toate astea există un tip de argumentare mai subtilă, să-i spun așa, care neagă faptul că un film care s-ar ocupa de asemenea temă ar fi artă sau ar avea și valoare artistică. Și de aici etichete de genul, domne, el nu e un artist, un propagandist care nu știu ce. Haideți să vorbim de acest film care a luat marele premiu la Berlin, deci Babardeală cu Bucluc
sau Porno Balamuc, da? Un titlu care din start îți spune ceva, adică ori te cheamă, ori te îndepărtează de cinematograf, dar pe scurt spun, pentru a nu da spoilere publicului, așa, este povestea unei profesoare care își filmează o scenă de dragoste cu soțul, aceasta ajunge pe internet, o să aflați cum, și filmul își caută povestea până la o ședință cu părinții, atât pot să spun. Cum v-a venit ideea? Că asta e întrebarea care mi-a venit prima dată. Dar de ce să fi gândit să pună chestiunea asta cu, că până la urmă e vorba de educație sexuală, într-un film? Cum ați început? Cum să spun? Eu oareși cum, adică nu știu cum să simplific acest proces, pentru că, pe de-o parte, e, atunci când se vorbește de idee, se vorbește de ceea ce numim superficial conținutul filmului. Or, la mine întotdeauna conținutul filmului e turnat într-o formă specifică și ele vin într-un fel sau altul deodată, un pas din stânga, un pas din dreapta și tot așa. Dar ca să mă refer strict la temă, pot să spun că ea a fost în mintea mea undeva, a plutit ca o posibilitate de film fără să-și găsească o formă și fără să mi se pară că e ceva important. Adică, cum să spun, ca și literatura, ca și toate artele narrative, teatru, literatura, cinema și așa mai departe, au această, și mai ales la literatură și la film, important, trebuie să-ți găsești o temă. Regizorul de teatru e oareși cum scutit de chestiunea asta, pentru că trebuie să-și găsească o piesă, în principiu, dacă nu face un teatru în care scrie el textele. Adică un regizor de teatru trebuie să aibă o viziune despre cum să pună în scenă Hamlet sau Chekhov sau nu știu ce. Pe când, ca regizor de film, trebuie să-ți găsești subiectele. Și în ceea ce te interesează, evident, există un fel de nebuloasă așa în care anumite teme apar, dispar, mai ales că procesul de facere unui film e destul de îndelungat și poate întâmpla, mi se întâmplă foarte des, încep să lucrez pe o anumită direcție și după 2-3 luni fie să n-ajung la niciun rezultat și să trească să renunț, fie să-mi dau seama că n-am o idee de formă și mai departe. Și așa a fost ani de zile și cu această idee, pornită de la două diverse cazuri din presă, au tot apărut, am văzut și în presa străină, în Franța, un caz similar, în fine. Dar știți de ce vă întreb? Știți de ce vă întreb? Pentru că mie îmi face impresia, văzând filmul, că la dumneavoastră în familie sunteți cel care merge la ședințele cu părinții. Da, așa este. Da, am copii și de fapt, de altminte, discuția asta, filmul a pornit, sau eu m-am hotărât să abordez tema, să pornesc la tema asta pentru un film, în momentul în care eram în vizită la niște buni prieteni, care și ei sunt părinți, și discutam, cum se întâmplă, toți părinții discută de problemele învățământului, printre altele, și am ajuns, nu mai țin minte cum am pomenit chestiunea asta și am spus, uite, aș face și un film, poate, pe tema asta și dintr-o dată ne-am rupt în două, adică o parte din noi susțineam că profesoara e în regulă și de ce nu poate preda mai departe dacă ai o chestiune strict privată, iar elevii, mă rog, argumentele care sunt și în film de alminte, în timp ce cealaltă parte spunea opusul. Dar nu ideea că erau opinii diferite m-a șocat, cât violența la care s-a ajuns verbal. Adică nu ne-am niciodată atât de tare subiectul atunci. Să știți că am testat și eu acest lucru cu adolescenți, cu copilul meu, cu prietenii copilului meu, și le-am expus dilema acestui film. Eu nu vreau să stric prin acest interviu plăcerea oamenilor de a se uita, dar le-am pus dilema pe masă unor copii de 15-16 ani și am zis, rezolvați problema asta. Mai poate preda doamna profesoară sau nu la școală? Dezbaterea a fost foarte interesantă. Nu o să spun nici argumente pro, nici contra, dar mi-a plăcut că generațiile actuale poate, nu știu, au abordat cu mai multă limpezime și poate cu oarecare detașare pe care noi adulții n-am avut-o față de chestiunea asta. Se poate, dar să-i vedem când vor fi părinți, că atunci apare. Da, atunci apare problema. E problema. Da, revenind, iertați-mă, revenind, da, am mers la ședințe cu părinții și ăsta a fost, de fapt, prima variantă de scenariu, de proiect pus pe hârtie, era partea cu ședința cu părinții, adică de acolo a pornit filmul, ăla era centrul filmului inițial.
Și am fost și, cum să spun, e ceva foarte interesant, cum bănuiesc că știți și dumneavoastră, la ședințele cu părinții, dintr-o dată, fiind vorba de copil, care pentru majoritatea, dacă nu pentru toți părinții, e cel mai important și viitorul copilului justifică de la sacrificii personale la ilegalități pentru unii, dar dintr-o dată atunci se știe de copii, mai ales într-un cadru din ăsta oficial sau unde chiar lucrurile pot avea o anumite consecințe, dintr-o dată valorile pe care oamenii le au în raport cu, nu doar cu copiii, ci în raport cu restul societății, cu lumea și așa mai departe, cu viața, ele ies foarte repede la iveală în anumite situații. Foarte interesant ce spuneți. De pildă asta, mi-amintesc că am și luat un dialog în film de la cineva care, după ce copilul meu a fost făcut de rușine, nu mai știu ce prostie făcuse, era clasa 5-a, și doamna dirigintă a explicat, a făcut aia și aia altă și nu știu ce, și stăteam acolo mic și așa, un domn, tatăl altui copil, a spus, doamna dirigintă, că dacă copilul meu face așa ceva, vă rog, îl luați și îl scoateți pe culoar și îl puneți să facă șmotul, să spele culoarul școlii viața până seara. Și dirigintea a zis, domnule, odată nu sunt de acord cu tipul ăsta de pedepse și doi, chiar dacă aș fi, ea e ilegală. Și atunci și domnul și alți părinți au zis, da, domnule, nu mai au profesorii drepturi, s-a ajuns să nu mai poți să dai copilul afară să-ți măture culoarul școlii. Ăsta e rolul lui Andy Vasluianu, nu? Cred că el spune replica asta în film, dacă nu mă înșel. Cred că un militar. Cred că un militar. Cred că un militar spune chestiunea asta. Uitați-vă la film. Dincolo de asta, Radu Jude, de ce credeți că există o poziție atât de puternică în România la aceste ore de educație sexuală? Că aici e baza filmului. Adică e o temere, e o chestiune la un lucru care s-ar putea să aibă în final mai multe beneficii. Ca adult și ca membru al societății românești, vă întreb de ce, cum simțiți lucrul ăsta. Cuvântul membru are acum o altă conotație. Da, după filmul ăsta. În fine, nu știu dacă sunt în măsură să răspund la asta, poate un sociolog sau un psiholog sunt mai potriviți. Așa din observația mea, care poate fi, care e cu siguranță, nu e exhaustivă, să nu ofer o interpretare exhaustivă, ci una cât se poate de parțială. Cred că sunt mai multe chestiuni. Una care vine din această spaimă, că sunt oameni care spun, doamne, nu, ora de educație sexuală, mie nu m-ar deranja, dar acolo o să-i transforme în lesbien, în homosexual, în nu știu ce. Asta odată, cred că este această exagerare și care tot circulă, adică pe internet vezi tot timpul, la nu știu ce școală, în America, băieții au fost îmbrăcați în fetițe și nu știu ce. Sau li s-a spus că nu mai există mamă și tată și mai departe. Chestiuni care chiar dacă există, probabil că sunt marginale și așa mai departe. Deci bănuiesc că o parte vine de aici, parte vine din ce înțeleg sau din ce văd, cred că din la persoanele conservatoare sau foarte religioase. Domnul Papa Hagi spunea că cea mai bună oră de educație sexuală e ora de religie, de fapt, din acest motiv că nu religia sau buna cuvință, cum se spune, învățată la școală, te ferește de orice altceva, ceea ce e evident fals, adică se vede că sunt ore de religie în școli întinse pe zeci de ani și nu, asta n-a dus la nimic, suntem țara cu cele mai multe mame minore. Dar cred că, și aici ajung la al treilea motiv pe care îl intuiesc, și care ține de cum suntem noi formați, generația noastră, cei care suntem acum părinți și cei care sunt un pic mai mari decât noi, și anume, totuși noi am fost formați într-o societate, fie în cea a dictaturii lui Ceaușescu, unde pudibonderia era uriașă, adică, cum știm foarte bine, dincolo de faptul că dreptul pentru avort și așa mai departe nu exista, dar era această pudibonderie imensă și această începioasă sexualitate, iar după 90
chestiunea a explodat în sens opus, adică deodată totul a devenit un fel de pornografie, un fel de mlaștină pornografică. Mi-am amintesc că eram, aveam, nu știu, 12 ani la Revoluție și mi-am amintesc că dintr-o dată se umpluseră tarabele de ziare pe care așa n-am, e, da. N-am și noi, gen, unele se chemau prostituția, crime și criminali, țâțe și nu numai, știu că era ori. Infractoarea MOV. Infractoarea, da, da, da. Adică era o viziune a sexualității complet așa grobiană, să-i spun așa, la nivelul societății. Și atunci, cred că această... Și această, cum să spun, această refulare generală se manifestă și așa, prin a bloca lucrurile care țin de, până la urmă, de firesc, de natură, de... Știți, din punctul ăsta de vedere, pe mine nu m-a șocat începutul filmului Radu Jude, pentru că, vorba dumneavoastră din alte interviuri, domnule, dar astea scene pe care... le vezi, le găsești ușor și un copil le găsește astăzi pe internet. Deci nu asta m-a șocat și m-a mirat foarte tare că multă lume s-a legat de acest început al filmului și nu de finalul său, care este absolut grozav. Și am zis, doamne, dacă era ceva de comentat acolo, de ce nu comentați finalul filmului? Nu, am să nu-l spunem finalul filmului, este, din punctul meu de vedere, e senzațional, dar am zis, doamne, dacă era ceva care să vă îngrozească, duceți-vă la sfârșit, nu la început, unde e o banală scenă pornografică. Da, dar ceea ce deranjează la această scenă este că m-am gândit și eu la asta. De ce dintr-o dată o reacție de respingere față de o banală scenă de amor filmată cu telefonul? Cred că e datorită din cauza faptului că, conștient sau nu, pur și simplu luat ca atare față de... chiar și față de film, care e considerat o artă populară, există anumite pretenții, să spun așa, pe care filmul ăsta nu le împlinește. Adică, știu că asta se mai spunea, am auzit-o la oamenii referitor la înjurăturile din filmele și ale mele și alte filme românești, în care chiar dacă spuneai respectivul, domnule, dar se înjură pe stradă, adică dacă filmul reflectă realitatea socială, atunci înjurăturile astea trebuie să facă parte din film ca să reflecte acurat lumea în care trăim. Și răspunsul era de foarte multe ori, da, domnule, eu înțeleg, în jur, dar la film trebuie să văd altceva. Ce e frumos. Adică filmul înseamnă... Exact, da, ține minte că n-am făcut Afetin, de pildă. Eu, nu mai știu cine mă întrebase. Cred că făceam o reclamă. Din asta am câștigat existența mulți ani. Și directorul de marketing sau directorul de marketing la o companie mare mi-a zis, și ce film face? Și zic, un film de epocă, am evitat să spun subiectul. Și a zis, vai, dar ce frumos, dar abia aștept să fie cu baluri, cu rochii frumoase, să terminăm cu golănerile astea de filme. E adevărat. La un moment dat se cântă în Aferin. Pentru cine n-a văzut, e și o petrecere. Nu e bal, dar e petrecere. Da. Nu, dar toate astea arată într-un anumit fel o așteptare, hai să spunem, filistină, în sensul Nabokov, deci Nabokov, cuvântul ăsta, o așteptare față de artă care trebuie să însemne nu ceva. Și chestiunea asta nu e atât de inocentă cum pare, pentru că de foarte multe ori noțiunile astea, și nu noțiunile, cultura și arta și așa mai departe, sunt folosite conștient de oameni în sensul ăsta, în sensul de a-și spori capitalul social, puterea față de alții. Adică, nu știu, mai vezi oameni pe... mă rog, online, pe Facebook, habar n-am, care se laudă cu lecturile lor și spun, doamne, în timp ce alții băteau mingea, eu la 15 ani citeam Cicero sau Shakespeare sau nu știu ce. Chestiune care e foarte bine că citeai și mi se pare un lucru important, să citești, dar dacă citești doar ca să-ți etalezi apoi ca un păun titlurile citite, mi se pare că e ceva complet greșit în a înțelege cultura. Pentru mine și pentru toată lumea întreagă la minte, cultura e un mod de a înțelege mai bine viața, de a înțelege mai bine societatea, de a te educa în a vedea, în a pricepe, nu în a te lăuda că ai citit Shakespeare. Și ce dacă ai citit? Este inevitabil, Radu Jude, să vă întreb cum ați filmat în pandemie. Măștile pe care le vezi în film
chiar au rostul lor la un moment dat, dar pe ansamblu mă gândesc că a fost un moment foarte dificil pentru dumneavoastră și pentru toți lucrătorii din această industrie. Odată pentru că v-ați oprit luni întregi și doi la mână pentru că reglementările au fost drastice pe alocuri și bănuiesc că v-au dat viața peste cap. Da și nu, în sensul în care, într-adevăr, proiectul a fost întrerupt câteva luni de pandemie, dar, mă rog, două luni, de fapt, a fost întrerupt, pentru că am hotărât împreună cu Ada Solomon, producătorul principal, producătorul român al filmului, anul trecut, în mai, când s-a terminat primul lockdown, am avut următoarea dilemă. Ce facem? Filmăm acum, adică facem o pregătire rapidă și filmăm cu ce bani avem, pentru că n-aveam urma să facem niște aplicații la Eurimaj să mai obținem niște bani, dar așa ca paranteză, unul din motourile mele e la lui Godard, care spunea dacă am $1,000,000 fac un film de $1,000,000, dacă am $1 fac un film de $1. Și am zis ok, încerc să ne putem adapta la ce buget avem, fie așteptăm să filmăm octombrie, noiembrie sau anul următor, adică primăvara asta. Și am zis, băi, e foarte posibil ca un val 2 să vină, atunci nu era atât de cert, multe lume spunea, nu, să vină, domnule, mica vara, moare virusul, știu ce. Cum a zis și domnul Vosgania, virusul nu mai are putere. Așa, sau... Și în plus nu știam ce o să urmeze în anul ăsta de acum. Și am spus, nu, hai să filmăm. Haide să facem efortul ăsta, să facem filmul. Îmi doream să-l fac, îmi doream să lucrez și nu știu, nu, era un sentiment așa de renunțare prea, prea mare ca să-l accept atât de ușor. Și apoi, după ce am hotărât, ok, facem pregătire două luni, rapid, cu o echipă mai mică, cu ce bani avem, reducem numărul de zile de filmare și filmăm, a apărut dilema, dacă vreți, etică, morală, ce fac cu actorii și cu echipa care vine în film. Și care vin, sigur, chiar dacă contractele lor sunt oameni, sunt adulți, și asumă riscurile, cumva eu mă simt responsabil de bunăstarea echipei, a actorilor. Știu că mulți sunt acolo pentru mine sau pentru proiectul care e generat de mine, nu sunt doar pentru a câștiga o sumă de bani și așa mai departe. Și atunci am hotărât cu Ada, care a făcut niște eforturi foarte mari și financiare, să oferim siguranța maximă posibil, adică să testăm pe toată lumea în mod repetat, pe banii casei de producție, să facem, să avem echipaj medical la filmare care să ne ia temperatura în fiecare dimineață, să stăm la distanță, să poarte toată echipa măști. Am mutat scene din interior, de exemplu, ședința cu părinții era gândită să fie într-o sală de clasă, așa. Am mutat-o în exterior. Adică am făcut foarte multe schimbări. N-am avut pauză de masă decât sandwich-uri și mâncate afară la distanță. Fine, a fost un pic mai spartan decât e de obicei la o filmare și una din marile bucurii ale unei filmări este tocmai faptul că te întâlnești cu foarte mulți oameni și poți sta de vorbă sau poți sta la o bere după ziua de filmare, ceea ce n-a fost cazul acum. Și apoi a apărut și ideea asta, mai ales că unii din actori aveau vulnerabilități și am zis, bă, dar dacă i-aș lăsa și pe actori cu mască? În definitiv, cinemaul are o mare, una din, cum să spun, forța cinemaului este și faptul că captează un moment, adică înregistrează un moment anume al lumii, al vieții și așa mai departe și am vrut ca acest moment în definitiv să fie captat pe ecran, să fie parte din film, nu să-l ascundem pandemia, ci să o invităm în film. Uh-huh. Și atunci ideea de mască s-a impus odată pentru protecția actorilor și doi, am și spus, și dacă trecea prin miracol pandemia, eu tot păstram actorii cu măști, pentru că mi se părea atât de dadaist aproape cum sunt aia cu mască și urlă unii la alții și devine un simbol, într-un fel, în film.
Dar dumneavoastră personal, cum ați trecut de perioada asta? Adică ce v-a fost greu, complicat? Păi personal nici n-am prea simțit că din mai anul trecut am fost într-o... Am muncit enorm de mult, în sensul că am pregătit filmul 2 luni, am filmat în august și septembrie și am filmat grupat încă 2 filme scurte, 2 scurtmetraje care sunt acum în postproducție. Deci asta s-a terminat pe la sfârșitul septembrie, după care am făcut octombrie-noiembrie montajul filmului, în decembrie editarea de sunet, în ianuarie a trebuit să mergem în Praga și asta a fost destul de complicat, să facem etalonajul, deși Praga era în lockdown, fiind coproducție cu Cehia. În februarie am fost, între timp ne-au anunțat că filmul e luat la Berlin și atunci trebuia terminat și în timp. În februarie am fost în Luxemburg, cealaltă țară coproducătoare, și am făcut mixajul de sunet și în martie m-am întors în România. A fost festivalul de la Berlin și asta e pentru mine, asta a fost pandemia. Adică n-am avut foarte mult timp, din păcate, să mă gândesc. Pentru că sunteți un observator atent, este însă imposibil să nu vă întreb. Societatea românească, cum vi s-a părut în anul ăsta și ceva de pandemie? Cum să spun, cred că s-au accelerat, din câte îmi dau seama, s-au accelerat niște direcții urâte care existau și înainte și, cum să spun, mi se pare că cea mai mare problemă, așa cum văd eu lucrurile, și sigur că poate că sunt așa idealist, nu știu ce, dar cred că așa e. Cred că problema, una din problemele mari ale societății noastre și care s-a văzut și mai tare în pandemie e individualismul. Și nu mă refer la faptul că fiecare vrea să-și urmeze propriile inclinații, valori și mai departe, ci mă refer la partea urâtă a acestei caracteristici, și anume lipsa de solidaritate, lipsa de nepăsarea față de ceilalți, nepăsarea față de cei mai vulnerabili. De unde ni se trage asta? Pentru că e clar, discut cu din ce în ce mai multă lume și acest individualism este principala trăsătură a nației noastre. Oare de unde o veni? E o întrebare prea grea pentru mine. Eu pot să iau lucrurile mici. Putem lua lucrurile mici la care să ne uităm. Apropo de și de fiind, de exemplu, școala, învățământul. Și asta o văd foarte clar. Știm foarte bine că în comunism nu era un învățământ perfect și așa mai departe, dar ceva școală s-a făcut, cel puțin în comparație cu ce era în interbelic. Ori după 90, și nu numai, dar chestiunea s-a accelerat după 90, învățământul a devenit din ce în ce mai mult din ceea ce ar trebui să fie, și anume o modalitate prin care oamenii să evolueze, să avanseze social, să scape de sărăcie și să cunoască lumea și să poată să funcționeze o societate cât mai complexă și din ce în ce mai complexă, învățământul a ajuns din ce mai mult un fel de privilegiu pentru anumite zone, cum ar fi zonele urbane și pentru anumite clase sociale, clase medie, să spunem, clasele. Și cumva chestiunea asta se vede din ce în ce mai mult și în felul în care e organizat, nu doar învățământul, apropo de ce spuneam, și există o carte a lui Sebastian Zoc care se cheamă Clasă și societate, e și citat în film, ea se găsește PDF pe internet free, unde Zoc analizează aceste trenduri care sunt în creștere. Dar învățământul devine din ce în ce mai mult, cum să spun, o modalitate de a avansa social doar pentru anumite categorii și devine din ce în ce mai mult, cum să spun, nu e ceea ce ar trebui el să fie, adică să înveți să cunoști, să reușești să cunoști lumea în care trăiești și să te adaptezi la ea, să o judeci și așa mai departe, ci devine doar o modalitate de a fi mai tare decât ceilalți. Și de aici obsesia meditațiilor, de exemplu, și obsesia pentru ăștia la examen. Radu Jude și-a dat copiii la meditații? Da, pe asta mare, da. Da. Anul trecut, deși mi-am jurat tot timpul că nu o să fac asta, a dat mama lui, de fapt. Dar, cum să spun, toată lumea făcea asta și făcea asta pentru că fie spunem că școala e proastă, ceea ce e adevărat, dar nu facem nimic să o îmbunătățim în sensul
presiunii puse pe politic de a susține, de a reforma la mod serios învățământul. Da, am plătit o grămadă de bani la meditații, nu pot să spun că îmi pare rău, dar mi se pare că e un sistem complet, de fapt ne mințim foarte tare. E un sistem în care noi ne mințim, mediile nu reflectă deloc realitatea, chiar în interiorul acestui sistem. Să zicem, domnule, sistemul e cum e, dar hai să vedem cum îl facem. În interiorul acestui sistem, notele pe care elevii le iau nu reflectă deloc ceea ce ei știu, ci sunt mult umflate ca ei să poată, nu așa să spun, domnule, să aibă note mari, eu nu pot să-i stric. Și mi-am avut o discuție cu doamna profesoară la școala băiatului meu, care m-a chemat și a zis, ce notă să-i dau eu pe lucrarea asta? Zic, domnule, dați-i cât vreți. Păi îi dau 4? Zic, dați-i 4. Păi cum, domnul jude, și după aia, când dă la liceu, nu îi stric, nu, să refacă, să nu știu ce. Mi s-a părut halucinant, adică dacă e de 4, dați-i 4. Mi se pare foarte simplu. E, toată chestiunea asta în care, nu, și anul trecut, la capacitate, că știu că, adică am fost mai atent pentru că am avut pe fiul meu în examen, a existat, așa, au fost mediile enorm de mari, enorm de mari. E o minciună toată chestia asta. Întâmplător suntem în aceeași situație, adică și noi, ca așa se vorbește, și noi am dat capacitatea anul trecut. E o poveste pe care o înțeleg foarte bine. Și știți ce mi se pare aproape traumatic, Radu Jude? E următorul fapt, că aceste interviuri care vorbesc în primul rând despre starea societății românești, dar și despre proiectele invitaților, cam după jumătate de oră, fără a spune eu mare lucru, ajung inevitabil la același lucru. Și dumneavoastră, și domnul Pleșu, și domnul Liceanu, și doamna Miroiu, ca să spun așa doar la prima întâmplare, ajungem cu toții la același lucru. Educație. Pentru mine e aproape traumatic să aud aceeași concluzie, să-mi dau seama că ea este pe buzele foarte multor oameni, nu numai ale noastre, noi vorbim aici în spațiul public, și totuși aici nu apare niciun fel de schimbare, e ca un munte de ăsta sisific, adică îl urcăm, împingem bolovanul și mai vin unii după noi și eu de la capăt. La asta există un fel de rezolvare? Păi, cred că cred că sunt probleme care sunt rezolvabile, nu sunt probleme de nerezolvat, dar cred că, cum spuneam, cred că e vorba de o schimbare și a mentalităților noastre, în așa fel încât politicienii, care sunt cei care pot să schimbe cu adevărat lucrurile, să fie interesați de partea asta. Și aici cred că, adică pare un cerc vicios, nu știu cum să zic. E chiar un cerc vicios. Uite, dacă ar fi ca Radu Jude să introduc o materie la școală care să mai rupă cercul ăsta, ce materie ați introduce? Dau eu un exemplu. Eu aș introduce o materie în care copiii să fie obligați, cred că ăsta e termenul, să se uite la filme, să meargă la muzeu, să învețe ce-i frumos. Ea există, dar de maniera asta. Da, sigur. Și pentru mine, și eu cred că educația audiovizuală, educație media, educație cinematografică sunt lucruri foarte importante, nu doar pentru că eu mă ocup cu asta, ci pentru că trăim în confruntat de imagini din ce în ce mai multe, pe care nu știm foarte bine să le înțelegem și să le interpretăm. Și da, asta și introduce cu siguranță, dar vedeți, aici eu iarăși ajungem la toată povestea asta, dincolo de faptul că cine sunt profesorii, cum sunt, cine sunt profesorii în București e una, dar cine sunt profesori într-o școală de la țară cu WC-ul în curte e altă discuție. Asta o dată. Și doi, eu am observat acest lucru, apropo de obsesia asta absolut patologică pentru reușita la examen, în cazul școlii, în cazul copiilor, am observat și un fel de dispreț uriaș, pentru că asta vreau să spun, că ne-am obișnuit să spunem că, domnule, politicienii sunt de vină, autoritățile. Venim și spunem, aia nu e bine, trebuie să facă un învățământ, să fie ca lumea. Dar după aia vezi că, de fapt, învățământul arată cum arată și, poate că nu e, și din cauza noastră, și din cauza părinților. Eu am fost siderat anul trecut în clasa 8, la prima ședință cu părinții, că vorbeam de asta, când toți ceilalți, eu n-am vorbit, să nu-l pun pe filmul să se simtă prost, m-a rugat să nu mai vorbesc la ședințele cu părinții, să stau și ascult. Când toată lumea realmente a fost extraordinar de, au fost cu toții de acord că n-ar trebui să se studieze geografie, istorie, adică profesorii să-i lase în pace pe copiii, că anul ăsta au examen greu,
și să nu se mai facă biologie, să nu se mai facă geografie, că la ce le folosește chestia asta oricum, de artă nici nu mai putea fi, aia era de la sine înțeles, nu mai trebuia spus. Așa încât, de fapt, da, eu mi-aș dori mai degrabă ca toate materiile astea să fie luate în serios și de profesori, care, mă rog, probabil că ei cei mai mulți iau materiile în serios, dar și de elevi și de părinți. Adică educația artistică care există, cât o exista, există un pic de muzică, există ceva pictură la școală, ea e foarte importantă, de fapt. Și nu e importantă în sensul în care zici, dom'le, ce îmi fac cu copilul pictor? Îmi fac doctor, nu? Dar e importantă pentru că gustul se educă din copilărie și după aia te mai miri că se face, nu știu cine, câștigă nu știu câți bani și își face o casă care arată, care e o oroare. Păi normal că e o oroare. De unde să aibă educație estetică, artistică, să zic așa, a gustului? Excelentă observație. Nu ne educăm gusturile și poate de asta orașele noastre arată cum arată. Uneori așa. Radu Jude, o să ne îndreptăm spre final, dar vreau înainte de toate să mai fac observație. Documentându-mă zilele astea pentru interviul cu dumneavoastră, mi-au picat ochii pe trailerul filmului scurt Ieșirea trenurilor din gară. N-am apucat să văd filmul, dar are 3 ore, nu e chiar așa da. Scurt. Este da, aveți dreptate. Trailerul pe care l-am văzut pus pe YouTube are 1 minut și 42 de secunde în care o voce de femeie spune o poveste. Am să recomand tuturor, am să fac această paranteză, începeți de acolo. Am rămas absolut șocat când am ascultat povestea aceea, povestea unei familii de evrei, să spunem acest lucru. Și într-un minut și 42 de secunde descoperi de la cap până la coadă o dramă, o tragedie, de fapt, cum nu mi s-a întâmplat să aud și să aibă un impact atât de puternic. Asta mi-a adus aminte și de celălalt film al dumneavoastră. Stați care un termen... Oare îmi este indiferent dacă în istorie barbar. Barbar, da, care sigur și acela a făcut valuri. E o temă pe care România nu vrea să o admită sub niciun chip că autoritățile române au participat la Holocaust. Și asta pare complet ireparabil, adică mie unul așa mi se pare. Ați înregistrat vreun progres de când? Că e clar că sunteți preocupat de subiectul ăsta. Ați văzut vreun progres în România pe această temă? Oh, e mult de spus aici. Sigur că progresul e lent, cum spune Wittgenstein într-o carte, citând pe altcineva, nu mai știu pe cine, spune, este natura progresului să pară mai mare decât este. Dar deci progresul este întotdeauna mic. Cred că un progres este. Sunt tot mai multe evenimente, tot mai multe. Adică oamenii cred că sunt cea mai conștienți în general de această pata cea mai neagră a istoriei noastre, în definitiv. Filmul pe care îl numiți Ieșirea trenurilor din gară e făcut împreună cu Adrian Cioflâncă și va ieși în curând și el în cinematografie. A fost la festivalul de la Berlin anul trecut, în secțiunea Forum, după care n-a mai putut ieși din cauza pandemiei. Și e un film făcut numai cu poze, cu fotografii, da. Cu mărturii citite. Problema e următoarea, că eu vin dintr-o generație, aparțin unei generații care nu i s-a vorbit de lucrurile astea, nici în școală, nici în familie, nicăieri, nu se știa. Adică am aflat de ele în adolescență, deschizând câte o carte la întâmplare, cum a fost cartea care m-a șocat cel mai mult atunci și care e o mare carte, cartea lui Zigu Ornea, Anii 30, Extrema dreaptă românească, unde toate figurile pe care le adoram sub influența Humanitas, care tocmai scotea Cioran, Noica, nu știu ce, dintr-o dată deschizând, da, am fost așa, să cad pe jos, adică zic, doamne, Noica susținea lucruri de genul că adevăratul sacrificiu al legionarilor
ține de crimele pe care le fac, pentru că ei, fiind credincioși, fiind creștini, știu că făcând aceste crime își sacrifică mântuirea, lucru cel mai important. Deci cumva criminalii își sacrifică mântuirea pentru noi, făcând crimele pe care le fac. Noi, că a scris așa ceva. Dar pe mine, cum să spun, nu mă interesează atât de mult istoria în sensul ăsta, haide să vedem ce a fost, cât faptul că poți vedea, așa zicând, o continuitate, sigur nu directă, destul de oblică, între anumite idei care au dus la crimele respective, crime în masă, nu? Și anumite idei care circulă în societatea noastră. Atunci când am făcut, chiar aferim, nu mai știu, un amic, mi-a zis, ce sens are să faci filmul ăsta? Este o poveste închisă, povestea cu sclavia romilor, nu știu ce. Și am avut așa un fel de îndoială. Pe cine o să intereseze? E ceva de mult, e închis. Dintr-o dată, reacțiile față de film care au fost uneori foarte violente mi-arată că, de fapt, problema nu e închisă. La fel și în cazul Holocaustului. Se poate spune, și sunt oameni care zic, doamne, acum a fost acum 80 de ani, erau alte lucruri, oricum n-au murit atât de mulți, oricum au făcut și ei ceva, oricum ne mai lase cu propaganda asta jidovească. Dar... e o chestiune închisă. Păi dacă e închisă, de ce e reacția atât de violentă? Și reacția e atât de violentă pentru că tipul ăsta de idei, cred eu, circulă în continuare. Și am avut un moment, ca să zic așa, de înțelegere profundă a acestui aspect, atunci când în Parlament, în septembrie 2017, s-a votat organizarea referendumului pentru redefinirea familiei. Și dintr-o dată veneau la tribuna Parlamentului politicieni care aveau un discurs în care dacă înlocuiai homosexual cu evreu, aveai un discurs identic cu discursul de la sfârșitul anilor 30 sau din anii 40. Nu vorbesc de referendum în sine, care era, să zicem, mai benign, dar era un discurs în care idei, concepte, cum ar fi neamul românesc, degradare, depravare, Occidentul care vrea să ne distrugă fibra morală profundă, tradițiile noastre milenare și așa mai departe. Toate chestiunile astea pe care le găsești în toate textele legionare, bun, acum le găsești și la Aur, cel puțin, nu mai e o surpriză. Dar atunci a fost pentru mine o surpriză, să vezi dintr-o dată cum se organizează un referendum pentru limitarea drepturilor unei categorii cu același tip de argument. De curiozitate, după filmul acesta, ați primit așa vreo amenințare, vreo vorbă, vi s-a reproșat, vi s-a spus ceva de... Care film? Mi este indiferent dacă ne întorc în istorie. Oh, da, dar eu eram obișnuit, mai făcusem un film care se cheamă Țara Moartă și înainte făcusem Aferim pe tema asta și știam că atunci când vine premiera urmează un val nu doar de comentarii negative, ceea ce sigur e ok, dar există chiar pe site-ul Incorrect Politic, care există, funcționează foarte bine și are o rubrică care se numește Chestiunea Jidănească. Să ne înțelegem. Și acolo cineva a scris o odă, se cheamă Odă pentru Radu Jude, o puteți găsi. Acum în care, curios, da. În care, mă rog, centrul acestei ode e foarte lungă și îmi pare rău că nu e scrisă de cineva mai talentat, că mă mândream și eu cu o poezie, dar după ce se sugerează că ar trebui să fie omorât, există și un epitaf care zice, pe care l-am reținut, sper că spune, aici zace Jude, regizorul corectelor iubiri, arginții l-au ucis. Tu, trecător, te ești, nu mai știu cum, urează-i, dormi în pace și uită ce a comis, zice poezia. Grozitor. Vreau să zic că după fiecare premieră de felul ăsta urmează știam că urmează o serie de mail-uri sau mesaje anonime pe Facebook sau pe SMS-uri de amenințări de toate felurile, de la amenințări cu moartea la niște învrături benigne. Dar știu și când, sau cel puțin în cazul meu, ele dispar după vreo două, trei săptămâni de la premieră și mai urmează un val mai mic, așa aflu că filmul e dat la televizor când filmul e pe TV. Da. Radu Jude, aceste interviuri se încheie întotdeauna la fel, pentru că am speranța că peste 10 sau 25 de ani o să fac și eu un film în care invitații mei o să facă
o prognoză sau un pronostic ca la fotbal. Sunt două întrebări pe care le adresez tuturor, după care o să fac un montaj să vedem ce ați gândit. Întrebările sunt așa. Cum o să arate România în 10 ani? Și puteți răspunde din punctul dumneavoastră de vedere al profesiei dumneavoastră sau al modului în care priviți societatea. E un răspuns cât se poate de deschis. O să mă refer la altceva. O să mă refer la Hannah Arendt din nou, care are un interviu. A apărut de curând unul din ultimele interviuri în care spune ceva foarte interesant. Că noi toți, individual, încercăm să ne construim un viitor al nostru. Știm ce vrem să facem mâine, știm ce vrem să facem poi mâine și așa mai departe. Dar viitorul, ca și istoria, e același lucru. Viitorul nu e făcut nici de mine, nici de dumneavoastră, e făcut de noi, ca o comunitate, e făcut de un subiect colectiv, cum s-ar spune. În așa fel încât nu știu ce se va întâmpla, tot ce pot spera este ca această solidaritate pe care mi-o doresc să fie mai mare și să se manifeste în mai multă egalitate socială, în mai multe spații comune. Apropo de individualism, nu, chestia asta e incredibil cum Bucureștiul nu mai are parcuri aproape deloc. Cei care au copii știu ce problemă e asta și mai departe, din același impuls de a nu-ți păsa decât de tine și nu de ceilalți. Dar nu știu. Și cred că cum va arăta România nu depinde de noi, pentru că noi suntem într-o margine, noi suntem într-o periferie, depinde de ce se întâmplă în altă parte. COVID-ul n-a apărut în România și nici vaccinul anti-COVID n-a apărut aici. Deci cred că întrebarea are sens. Sper să fie mai multă solidaritate. Asta sper. Dar în 25 de ani, când dumneavoastră veți fi făcut alte filme care să mai scandalizeze ceva parte din societate? Nu știu că pot să răspund. Da, sigur, putem specula așa de dragul discuției. Peste 25 de ani. Nu, cred că va arăta la fel cu mult mai multă, dacă ce cred, e că lucrurile vor fi și mai neplăcute și cred că dimensiunea asta digitală sau dimensiunea vieții noastre online va fi cu siguranță mult, mult mai mare decât e deja, ceea ce e și bine, e și rău. Mulțumesc tare mult, Radu Jude, pentru ora asta. Vă doresc spor la treabă și... Mulțumesc și eu. Ne auzim și ne vedem la următoarele premiere. Interviul de 10 cu Cătălin Striblea la Europa FM.